Palone, să știu la ce nivel sunt eu și să-mi aleg poziția social, meseria, atmosfera, în raport cu nivelul pe care l-am. Dacă îl iau prea sus, ar putea să mă colapseze presiunea nivelului de deasupra. Dacă îl iau prea jos, e treaba mea. Dacă mă cobor la nivelul, fac pe eticul, sensul prost al cuvântului sau pe, nu mă îndrug, cum îi zice, opusul lui... Umilul. Umilul, așa ca să arăt că uite ce umil sunt eu și uite ce... Deci, cu alte cuvinte, viața asta pare să fie mai sofisticată. Și atunci asta ar trebui să mutăm problema puțin mai metafizic într-o tehnică de a rafina metafizica asta care a fost scrisă în chei foarte diferite, a fost scrisă în istorii foarte diferite, a fost scrisă într-o cu totul altă filozofie de existență. Și pentru asta trebuie să ne pregătim. Și cum am putea să ne pregătim? Păi vă dau o temă care pe mine mă preocupă de foarte mult timp și care poate împreună îmi rezolva ca să ne putem apropia, să înțelegem spiritul în care a trăit acel cineva de mult ce a scris ce a scris. Nu cu spiritul actual, cu traducerea actuală, cu atitudinea actuală, să decodific cărțile sfinte. Nu o să le înțeleg în esența lor. Vă dau un exemplu. Toată lumea se uită după istorie și se uită în istorie să vadă, în principiu, de exemplu, cât și știm câți împărați au fost, ce au făcut, pe cine au omorât, de date de genul ăsta. Eu nu vreau să mă uit în istorie prin evenimentele astea importante, tehnime și tragice. Eu vreau să mă uit în istorie, de exemplu, prin istoria construcției instrumentelor muzicale, a mea obsesie. Uitați-vă la orchestră simfonică și uitați-vă forma, structura, cât de complex și complicat, nici cum să-i zic, este cât un trombon ăla acolo, care, ca să-l faci, că în ce perioadă de tehnologie cât era, să poți să-l faci din alamă și de atâtea ori cercuit cu acea... Cum ne-a dat copii în cap ce era, nu ca tehnologie, ce era în spirit uman în perioada respectivă, ca să înțeleg devenirea umană, nu să văd să-l confund cu artefactul. Deci, pur și simplu, rescrierea istoriei prin prisma evoluției instrumentelor muzicale, de exemplu, este o formă de a ieși din centrarea asta care face istoria după regula respectivă. Vă mai dau un exemplu, apropo de carte. Am o carte de telefon, de exemplu, și cartea de telefon este o anumită topologie, o anumită legătură între elemente. Deci, Munteanu Florin vine lângă Tal Munteanu Florin, care întâmplător este așa pentru simpla idee că este după un criteriu de organizare internă care este alfabetul. Dar eu pot să introduc în acest volum de dată alt criteriu de organizare. Citind, de exemplu, după lungimea literelor sau după litera a treia și a șaptea din cuvânt. Și automat, dintotdeauna, din loc să fiu lângă Munteanu Florin, celălalt sunt lângă Popescu Ion, fără probleme, nicio problemă. Deci, alăturările pot fi numai dintr-o simplă schimbare de perspectivă, care e o presiune mentală a unei întrebări. Și de aceea trebuie să încep să am ingrediente. Pe cum? Vă spuneam de la data trecută când am vorbit despre gând. Gândul e un mecanism care permite analiza, dar ai nevoie de o bază de obiecte mentale asupra căruia să exercite gândul. Dacă n-am nimic în cap, ce gând să fac? Ce să facă gândul ăla săracul când n-am o bază suficient de mare de evenimente care să poată fi reflectată și să scoate ceva din gând? Așa am nevoie să trăiesc lucruri foarte diferite. Deci și artă, și noapte, și zi, și bucurie, și durere, și deci am nevoie de toate. Dacă aș fi numai perfect, o soarte perfectă, altă problemă. Am constatat că părinții încearcă să transmită, în orice caz, pe copiilor cât se poate o protecție, o formă de... Și am trăit-o personal și am trăit-o la vârstă mare, nu la copil. Când zicea mama, aveam 40 și ceva de ani, zicea mama, nu mai fuma. Și automat, parcă mi-a spus la doua țigară și mă gândeam, ce naiba mă duc să mă chestiona pe mine? Ca reacție, cum? De ce se întâmplă treaba asta când îmi zice ceva? E ca la inducție, îmi zicea ceva și eu aveam opusul ei. Deși logică îmi spunea, clar, că măcar să de bunul simț, ca să nu o deranjez, mai că ne vedeam o dată pe lună sau la două luni, că eram Brașov și eu București. Deci există ceva, o reacție inversă și îmi dau seama că e bine să existe, că dacă n-ar exista, în cinci iterații am fi la fel omogeni. Deci nu putem avea și liber arbitru și, cum să spun, toate astea la un loc. E un contrast, e o problemă care trebuie să o analizezi și, în final, problema este... Nu știu ce face așa. Cred că ăsta e un ceva pe internet sau nu mai are baterie sau nu știu ce se duc. În orice caz, am sugerat toate aceste lucruri și îmi cer scuze că am tot vorbit așa, dar am simțit nevoia, mai ales că provocat de această extraordinară seară, simt că suntem mai aproape, fiind mai mulți pe partea asta pragmatică și sunt mai mulți în sală care se ocupă cu partea de economie și cu problema de finanțare, cu risc, pentru că problema finanțării
cu risc este fundamentală într-o situație de genul ăsta. Nu poți să am, dacă n-am mecanisme de finanțare specifice pentru creativitate și risc și adevărat n-am făcut nimic, de ce să găsesc, trebuie să ne creăm un mediu. De fapt, o să îndrăznesc să iei loc acolo, dar săraca stă de mult timp aici. Eu am o întrebare foarte scurtă și la obiect. Posibil să se mai fie răspuns între timp. Dar totuși o să o pun, pentru că era scris pe flipchart acolo, criza este în noi. Avem acolo un clește care ne arată ce se întâmplă dacă ne lăsăm pătruși de criză. S-a vorbit despre tradiții, despre iubire, despre educație, despre foarte multe subiecte importante. Și întrebarea este, există vreo rețetă care să îmbine toate aceste elemente, ceva simplu și la obiect? Dacă... Sau trebuie inventat? Există deja sau trebuie inventat? Mulțumesc. Avem întrebare. Grea întrebare. Grea. Sigur că aș putea răspunde cu un catren din William Blake, poet liric irlandez, să spun că e important să descoperi lumea într-un grăunte de nisip, să vezi existența într-o floare, aici e floare sărbatică, să ții infinitul în palmă sau să trăiești eternitatea într-o clipă. Vă întrebați de ce e floarea asta. Eu și cu Costic am zis să reprezintă întregul viu. Și dați-mi voie să spun că astăzi este bună vestire, încă este bună vestire astăzi, și că peste 2-3 zile a apărut undeva în tranziția prin viață inginerul Florin Munteanu, și Costică și Sandu îi spun la mulți ani prin acest întreg viu. Îți răspund la întrebare cu o altă întrebare. Întâi, ce înseamnă criza e în noi? Noi am încercat într-o carte să lămurim conceptul de noi. Noi înseamnă eu ca individ uman, noi înseamnă eu ca persoană umană, noi înseamnă familia mea, a ta, noi înseamnă această cafenea, noi înseamnă orașul București, și merg mai departe și conceptul de noi este expresia concretă a tezei viața este o existență în relație. Și atât. Prin urmare, dacă viața este existență în relație, însemnează că nu pot să caut criza decât în noi. În familia mea, în individul Popescu, în persoana umană Popescu, în Universitatea Politehnică, care înseamnă noi, în orașul București. Nu cred că trebuie căutată în altă parte. Și atunci, din perspectiva asta, noi zicem așa. Primul element să conștientizez că în noi e criza. Adică, dom'le, nu te mai înțelegi cu nevasta, cu prietena, și tu trebuie să conștientizezi că această criză e în noi, e în familie. Și zici, bă, dar știi că nevastă mi-a plecat? Și mă, Costică, nu cumva și tu ești de vină? Nu! Și încep să arunci pe ea. Nu, mă, criza e în noi, ca existență în relație. Și mă, Costică, îi place exemplul ăsta, gunoaiele sunt în noi. Deci gunoaiele nu sunt în afara noastră, sunt în noi, că înainte de a le pune pe stradă, sunt în mintea mea. În noi. Prin urmare, conceptul de noi este extraordinar, iar în cartea aceasta am încercat să exprim niște versuri, așa, conceptul de dincolo. Ce înseamnă de dincolo? Este o poezie excelentă, alături de altă poezie care se referă la distanță. Conceptul de distanță. În cunoaștere, cel mai interesat concept e distanța. Prima distanță care ne interesează este între mine și mine. Distanța între mine și mine face aproape imposibil conceptul de să te cunoști pe tine însuți,
Deși noi am spus că esența ignoranței este când nu te cunoști pe tine însuți. Ce facem noi când distanța este zero, adică când stai în fața oglinzii și apropii gura, ochii de oglindă, nu poți să te aranjezi. Ai nevoie de un optim al acestei distanțe. Între mine și Sandu e distanță, da? Între mine și Lună e distanță, între Lună și Pământ e distanță. Între dar, mine și da? Viitor e distanță. Dar, zice Einstein, nu vă gândiți la viitor. De ce? Vine singur. Nu vă faceți probleme. Deci problema care trebuie să vă faceți este între tine și tine. Și iubirea cum încape acolo? Iubirea este... Distanța e zero. În iubire, în iubire adevărată, Sandule, da. În iubire adevărată care nu înseamnă ce, domne, dar știi că l-am iubit. Nu! Nu există iubire la trecut. Îl iubesc. Ăla a murit de 50 de ani. Eu îl iubesc. Dacă viața ca existență în relație înseamnă viața ca existență în iubire, dar nu există că dacă viața ar fi ca existență în iubire, n-am avea divorțul, n-am poluat, n-am omorât oamenii. Și pe urmă vine viața ca existență în armonie. Ori viața ca existență în armonie e o viață cosmică. Iar noi suntem, ne-am îndepărtat total. Dizarmonie. Dizarmonie. Da. Te rog. Mi-a plăcut foarte mult felul în care ați început prezentarea. Astăzi mă numesc Mihai. Astăzi? Astăzi. Deschiderea flexibilității. Prima dată când vorbesc la un microfon, m-am simțit foarte, foarte bine în împrejurimea dumneavoastră. Ideile pe care le prezentați, parcă o voce din interiorul meu a prins viața astăzi. S-a aprins, da. Și am simțit nevoia să vin să fiu aici, între dumneavoastră. Ați spus la un moment dat ceva de teamă. Omul se teme de moarte mai mult de... și teama aceasta e mai periculoasă decât fricile din noi. Totdeauna am avut tendința să mă îndrept spre lucrurile de care mă temeam. Să caut provocările, situațiile care m-ar putea pune, nu știu, într-o lumină mai puțin plăcută, tocmai pentru a... În momentul în care am ales să dau la facultate, mulți spuneau, ce o să faci cu psihologia? A trecut timpul și sunt foarte, foarte mulțumit de alegerea făcută. Deși la momentul respectiv toți spuneau, ce viitor ai, cine merge în ziua de astăzi la psiholog? Îmi place foarte mult valorile pe care le promovați. Ați lansat la un moment dat un concurs, nu știu, pentru un post de lector cu copii. Vreau să fiu model și pentru ceilalți și sunt deschis. Aștept mai multe detalii și să începem să facem ceva drăguț. E minunat. Aici e cheia. Asta e cheia. Implicare și pentru toți din sală. Nu există, nu știu, nu există nimic de pierdut. Dacă simțiți că ceva vă atrage, ceva vă place, nu stați pe gânduri, nu pierdeți o clipă. Mai bine să treci până ceva decât să fugi tot timpul, decât să stai cu teama respectivă. Nu vă temeți că puteți fi judecați sau cineva, nu știu, să vă subestimeze. Voi vă știți cel mai bine potențialul și nu fugiți de ce vă doriți cu adevărat. Dacă simțiți că ceva vă place sau că ceea ce faceți astăzi nu vă reprezintă, nu mai pierdeți o clipă, faceți ce vă place. Timpul le așează și la un moment dat nu veți regreta. În schimb, dacă astăzi faceți un compromis, mâine un compromis, ce a trecut nu se mai întoarce. Am un prieten antreprenor și la un moment dat mi-a povestit ceva foarte, foarte interesant. I-a promis fiului că va ieși cu el în oraș, că va petrece un timp, dar în momentul în care trebuia să se întâlnească, i-a spus, uite, am un concurs de tenis cu prietenii. O să îți dau 2 milioane dacă stai cu mine 2 ore. Fiul a zis, interesant. A bătut palma cu tatăl său, s-a dus, a asistat, se vedea că nu se simte foarte bine acolo, dar a avut răbdare, a stat.
la sfârșit tatăl i-a spus ceva de genul: o să-ți dau, o să-ți arăt o lecție acum. Timpul care a trecut, nu se va mai întoarce. Eu banii pot să-i fac oricând. Timpul tău e mai prețios decât banii. Fă ce-ți place ca să nu ajungi la bătrânețe și să ai regrete. Vă mulțumesc mult pentru... Vedeți, în principiu, că avem ce spune oricând, oricum, oricui, suntem suficient de mulți ca să ne putem bucura, ce să zic, intervenția a fost extraordinară și rămânem două clipe după aceea să dăm detalii și nu numai acolo. Deja s-a creat un grup de lucru în jurul vostru împreună cu... Ce să mai... Mergem mai departe. S-a vorbit foarte frumos în seara asta despre distanța, ca să folosesc spre iau ce a spus, dintre economist și omul de știință. Economist și filozof, economist și altceva. Dar nu s-a vorbit mai puțin și pe bună dreptate și așa trebuia să nu se vorbească de distanța dintre economist și economist. Întrebarea mea. Ca economist. Ca economist. Care distanța între economist și economist? Aici o carte frumoasă, învățând fiica mea economia, se pune această glumiță. Dumnezeu a inventat economistul. Michiduță s-a gândit și până la urmă a inventat și el un economist. Deci distanța între economist și economist. Distanța asta între economist și economist poate să fie ca de la cer la pământ, în sensul că dacă pregătesc un economist care nu privește economia ca un răspuns al omului la zgârcenia naturii și la viața e scurtă, acest economist e degeaba. Face umbră pământului degeaba. Din cauza asta, noi la un moment dat vroiam să facem un nou sistem fiscal pe planeta Pământ și nu glumim, să punem impozit pe umbră și pe prostie. Și am și